stația de pompare de la capătul canalului Plantelor. Zeci de pescari stau înghesuiți pe malul apei, înarmați cu undițe și multă răbdare. Au venit la pescuit de la ivirea zorilor pentru a prinde cel mai bun loc, dar și pentru a profita de faptul că peștii mănâncă mai mult dimineața. Chiar dacă acum se prind doar obleței, capturile sunt consistente, iar pescarii satisfăcuți. O, ce de pește aveți! Băi, ce-ați prins? Numai oblet. Oblete și babușcă. De când sunteți? La 7:30, 8. Sunt foarte mulți pescari în zona asta aici. Știți de ce ai ales colțul ăsta? Aici se termină canalul și e pământul mai nisipos și obletele, ștuca, ăștia la nisip, că ei sunt pretențioși la urechi. Și nu stă la pământ, la noroi. Pentru că sunt prea mulți pe o porțiune mică de mal, certurile nu întârzie să apară. Pescarii se ceartă pe locuri, fie din superstiție, fie pentru că în urmă cu o zi, pe un anumit loc, s-a prins mult pește. Păi da, nu vedeți, dacă am venit la 7:30, 8, și deja erau, eu uitați, ăștia toți sunt tot la 4, la 5. Ei, mai sunt niște locuri, dar nu e că s-a dus apa, a scăzut. Și a dat de pământ, de noroi, și nu mai stă, pleacă. El vine în capul canalului, aici mai e stațiile astea unde trage, îi mai face refularea asta și de-aia s-ar putea să fie mai mult. Pentru cei mai mulți dintre amatori însă, pescuitul înseamnă relaxare și bucuria de a sta în natură și mai puțin cantitatea de pește prins. Merge binișor. Am aglomerat aici, ați găsit greu loc? Nu am găsit, că am venit mai de dimineață și nu erau chiar așa mulți când am, pe la 7. Ați așteptat de mult să ieșiți, că tot a fost vremea proastă? Păi vă dați seama, toată iarna. Da, acum că am văzut timpul ăsta frumos, în lipsă de ocupație. Există și o vorbă celebră printre pescari, are balta pește, și chiar așa și este. Într-o zi frumoasă, cu mult soare, așa cum îi place obletelui, se pot prinde câteva kilograme bune. 2-3 kg, 4 kg, dacă care stă toată ziua, ia și 7 kg. Dar trebuie să ai răbdare, eu nu prea am răbdare. A ieșit și soarele astea acum, m-a încălzit, mă duc să mănânc și eu să mă culc. Sunt pescari mai șmecheri sau cu pile, ca să folosim termeni mai populari, care sfidează regulile și pescuiesc direct de pe stația de pompare, lucru total interzis de lege. Este și motivul pentru care aceștia și-au părăsit imediat sculele de pescuit la sosirea echipei TV Giurgiu. Pescarii care respectă legea dețin permis de pescuit și își exercită pasiunea fără probleme oriunde pe canal. De altfel, au puțin timp la dispoziție pentru a face acest lucru în această primăvară. Nu mai este mult și se va intra în perioada de prohibiție. Potrivit unui ordin emis de Ministerul Mediului, în habitatele piscicole naturale, prohibiția începe de pe 1 aprilie și se încheie pe 30 mai, iar pe apele care constituie frontieră de stat, pescuitul este interzis în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv.